Discuțiile despre etica și deontologia în presă sunt mereu binevenite și chiar necesare, mai ales că realitățile în domeniul mass media se schimbă cu o viteză uimitoare. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bună oară, a fost revizuit în 2019. S-ar părea că nu a trecut atât de mult timp. Totuși, între timp, vorbim tot mai mult despre inteligența artificială, care este capabilă să producă materiale cap-coadă, sau despre faptul că anumite redacții și-au ajustat activitatea pe placul algoritmilor de pe rețelele sociale. Unii jurnaliști au migrat pe YouTube devenind creatori de conținut. În ce măsură corespunde actuala versiune a codului deontologic noilor realități și provocări? Să o întrebăm pe Viorica Zaharia, recent realeasă în funcția de președintă a Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea normelor deontologice. Așadar, doamnă Zaharia, din experiența ultimilor ani, experiența la Consiliul de Presă, având în vedere noile realități, ați observat lacune în actuala versiune a codului deontologic? Eu sunt la Consiliul de Presă din 2016 și înainte de a opera modificările din 2019 despre care ați spus, în practica de examinare a plângerilor, noi, eu și colegii mei, observaserăm destul de multe, nu pot să le zic lacune, dar simțeam că atunci când vrem să dăm o decizie pe un anumit caz, parcă ne lipsea o nuanțare în existentele atunci normele codului deontologic. Așa s-a ajuns la decizia de a schimba, de a revizui codul în 2019 și atunci era vorba cel mai mult despre faptul că în versiunea anterioară nu existau prevederi referitoare la online, adică portaluri, media online nu era reflectat deloc. Acum, de atunci până acum, am lucrat destul de eficient folosind acele norme. Acum, la fel cum ați menționat la început, da, este nevoie de umblat un pic la produsele pe care le fac bloggerii sau alți actori care fac muncă jurnalistică. De asemenea, referitor la inteligența artificială, tendința în lume este ca să fie prevăzute în diferite documente de reglementare și autoreglementare anumite prevederi referitoare la folosirea responsabilă a inteligenței artificiale. Consiliul de Presă și-a propus să modifice codul deontologic în acest an. Vrem să o facem chiar până la sfârșitul anului. Sper să reușim. Și să modificăm un pic sau să descifrăm unele prevederi existente. De asemenea, va trebui să facem un pic mai explicite și prevederile referitoare la reflectarea categoriilor vulnerabile, adică incluziune, ca codul să fie un pic mai inclusiv. Nu pot să vă zic acum exact ce prevederi vor fi, pentru că va lucra un grup de experți, dar tezele principale cam astea sunt. Ce presupune această revizuire a codului deontologic? Va fi implicată comunitatea media astfel încât să reflecte cât mai bine doleanțele colegilor din presă? Categoric. Întotdeauna când se fac revizuiri la codul deontologic este consultată comunitatea media. Cum se lucrează? Un grup de experți elaborează modificările cu arătarea explicită a ce a fost și ce se schimbă. După asta expediem noua variantă cu cea veche către redacții și încercăm să acoperim cam toată comunitatea media, adică să trimitem la toată lumea. Se dă o perioadă în care jurnaliștii pot veni cu completări, cu sugestii. Data trecută am făcut chiar niște focus grupuri. După ce am colectat aceste sugestii, am făcut niște focus grupuri în care le-am discutat și până la final oamenii au votat această nouă versiune. Acum vrem, sper să reușim, ca noua versiune să fie votată la forumul media al jurnaliștilor din Republica Moldova, care se organizează tradițional la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar începutul lui decembrie. Respectiv, nu avem atât de mult timp la dispoziție, da, și sperăm că se va reuși. Totuși, haideți să trecem punct cu punct. Inteligența artificială este tot mai discutată și e tot mai prezentă în viața noastră. Vreau să reamintesc că în noiembrie 2023
organizația Reporteri Fără Frontiere și alte 16 organizații partenere din întreaga lume au publicat un document numit Carta de la Paris privind inteligența artificială și jurnalismul, care vine cu 10 principii cheie. Nu o să le dau citire pe toate, doar o să amintesc câteva dintre ele. Documentul arată că etica trebuie să guverneze alegerile tehnologice în cadrul mass media, omul trebuie să rămână în centrul luării deciziilor editoriale și mass media trebuie să ajute consumatorii de media să distingă între conținutul autentic și cel sintetic. Aceste prevederi au, bineînțeles, titlul de recomandare. Pot ele servi un punct de pornire pentru revizuirea codului deontologic de la Chișinău? Sigur că da. Aceste repere sunt, de fapt, un rezultat al discuțiilor care au loc în ultimii ani în breaslă, pe intern, în diferite state, dar și pe extern, la diferite reuniuni internaționale. Anume, despre asta se vorbește și sigur că ele pot servi drept reper pentru modificările care urmează să fie făcute la codul deontologic pentru jurnaliștii din Republica Moldova. Noi vom încerca să includem prevederi bazate pe două chestii, responsabilitate și transparență, adică folosirea responsabilă, ce înseamnă. Chiar și după ce un text, de exemplu, a fost tradus de inteligența artificială, oricum trebuie să existe un om, cel puțin, care să citească, pentru că traducerea poate să mai distorsioneze pe locuri traducerea de o mașină. Deci despre asta vorbim când ne referim la responsabilitate. Și alte chestii făcute de mașini, oricum trebuie să existe cel puțin un om. Bineînțeles că asta simplifică foarte mult munca redacțiilor și fericește pe patronii de media, care în loc de 3 oameni, de exemplu, care scriau știri de mână, să zic așa, acum există un singur om care verifică ce a tradus din altă limbă o mașină, un robot. Eu nu zic că lucrul ăsta e rău, dimpotrivă, e bine, dar trebuie să existe un control editorial sub formă de persoană, de jurnalist profesionist. Asta înțeleg prin responsabilitate, mai departe prin transparență. Publicul ar trebui să cunoască dacă o redacție folosește sau nu instrumente de inteligență artificială. Și noi cred că în urma consultării cu experții care vor elabora, vom pune cumva lucrul ăsta în cod. Asta se poate face în diferite moduri, de exemplu, mai ales redacțiile online, în politica editorială. Pot să aibă un aliniat prin care să-și anunțe cititorii că redacția noastră folosește inteligența artificială și pot enumera la tradus, la făcut infografice, la generat imagini simbol sau se poate prin alte metode, de exemplu, unele site-uri au acest site, este accesibil și persoanelor slabvăzătoare cu un semn acolo. La fel putem aplica și aici un semn care să-i spună cititorului că aici se folosește inteligența artificială. Dar jurnaliștii trebuie să fie onești cu oamenii și dacă folosesc, de exemplu, un robot care citește știrile la TV, nu toată lumea poate să-și dea seama că acela e robot, iar noi trebuie să informăm că nu este o persoană reală, dar este un robot. Deci aici mă refer la transparență. Trebuie să fim transparenți cu publicul și să-i aducem la cunoștință faptul că noi folosim instrumente de inteligență artificială. Deci zic că e important acest subiect pentru că am observat în Republica Moldova tentative de folosire a instrumentelor de inteligență artificială pe locuri mai curajoase, pe locuri mai modeste. Absolut. Eu la fel am observat că multe dintre site-uri folosesc inteligența artificială, în special cele care au variantă și de română și de rusă și, din păcate, în unele cazuri am văzut texte neterminate sau bucăți de fraze și îți dai seama că pe acolo a tradus un robot și nu a trecut un om, un jurnalist profesionist ca să elimine erorile care au fost comise. Deci inclusiv despre asta vorbesc. Nu putem să ne numim jurnaliști și să-i servim publicului chiar orice. Rețelele sociale, un alt subiect foarte important și probabil că astăzi nu există platforme mai bune pentru a promova efortul colegilor din presă sau platforme pe care jurnaliștii să le poată folosi pentru a ajunge la audiență cât mai mare. Dar tot pe aceste platforme observăm un comportament al unor colegi din breaslă care e la limita deontologiei.
poate codul deontologic impune anumite prevederi care să-i responsabilizeze cumva. Modificând în 2019 codul deontologic, ne-am gândit și la asta atunci și am pus o prevedere un pic generală, spunând că jurnalistul este obligat să aibă un comportament similar în spațiul fizic, parcă așa am scris, și cel virtual. Adică, asta se traduce așa, adică un jurnalist n-ar trebui să plaseze pe rețele de socializare nici în postări, nici în comentarii, ceva ce nu ar pune în ziarul sau în emisiunea pe care o face. Adică dacă acolo tu nu faci discriminare, nu răspândești discurs de ură sau alte conținuturi toxice nu le plasezi, înseamnă că nici pe rețele n-ar trebui să-ți permiți așa ceva. Multă lume respectă. Am plus la asta, 2 ani în urmă, la fel, Consiliul de Presă a elaborat niște recomandări și ele sunt disponibile pe site-ul Consiliului referitoare la jurnaliști, în care au fost descifrate, iată, lucrurile astea mai mult, adică s-a dat niște repere cum ar trebui să se comporte jurnaliștii, cel mai degrabă cum ar trebui să se abțină de la unele lucruri, să nu susțină deschis un partid politic, chiar dacă sunt în realitate simpatizanți și multe altele. Deja nu mai vorbesc despre discurs de ură și discriminare, că asta este cumva o obligație din oficiu a jurnaliștilor. Deci mai avem și aceste recomandări. O să vedem cu experții dacă descifrăm un pic mai mult deja în cod, mai mult de acea prevedere care, pe care am pus-o deja, pentru că nu vrem să fim nici restrictivi. Jurnaliștii la fel trebuie să beneficieze de libertate de exprimare și n-ar trebui să se teamă că orice scriu, iată, poate fi taxat. Ei cumva ar trebui să știe din oficiu că sunt datori cu un comportament de bună credință și de bun simț oriunde s-ar afla, pentru că ei se reprezintă atât pe sine, redacția lor, cât și întreaga breaslă. Dacă un jurnalist se discreditează, asta are repercusiune asupra întregii bresle și asta noi am scris în cod și data trecută. Pentru comportamentul pe rețele, probabil ar ajuta dacă redacțiile ar avea propriile politici editoriale și coduri de conduită, așa cum se întâmplă pe la case mai mari. Unele redacții pot să vă spun că au, pentru că au fost destul de multe programe de fortificare a capacităților redacțiilor, deci multe redacții au fost asistate să-și aducă în ordine documentele interne și pot să vă zic că foarte multe au și chiar respectă. De exemplu, această obligație să modereze comentariile de pe Facebook, de pe pagina oficială de Facebook a redacției. Multe redacții știu și fac asta, cumva chiar au oameni de serviciu care monitorizează ce comentarii apar. Asta este o respectare a regulamentelor interne pe care le au redacțiile. Da, la case mai mari au norme foarte stricte, cum ar fi New York Times, Washington Post, au coduri foarte amănunțite referitoare la ce se poate să facă și ce nu se poate să facă un jurnalist pe rețele. Probabil că unii jurnaliști care nu sunt de acord cu anumite reguli impuse de redacții sau care vor să-și dezvolte propriul proiect media, iată că au migrat în YouTube. Este tot mai frecvent acest fenomen, devenind astfel creatori de conținut. Doar că, în continuare, unii dintre ei se declară jurnaliști. Doar că produsele pe care le fac sunt cu anumite probleme. Și nu vorbesc despre toți, nu vreau să generalizez. Dar jurnaliștii, vlogeri, cu ei ce facem? Lor le putem impune anumite prevederi specifice în codul deontologic? Până recent, abordarea Consiliului de Presă din Republica Moldova, dar și ale Consiliilor de Presă din alte state cu care noi ne întâlnim de regulă la ședințele Alianței Europene a Consiliilor de Presă Independente, discutam această problemă și până acum abordarea era așa, că bloggerii nu sunt reprezentanții unei profesii, a unei comunități, respectiv lor nu le pot fi impuse niște norme profesionale cum sunt impuse jurnaliștilor, pentru că ei reprezintă o profesie și o breaslă. De aceea, noi în niciun caz nu putem să includem în codul deontologic ceva ce nu se referă la jurnaliști, dar la, mă rog, niște creatori de conținut. De atunci și până acum, în ultimii 3-4 ani, lucrurile, într-adevăr, vedem că se schimbă în sensul în care unii jurnaliști migrează, cum ați spus, dar și nu doar jurnaliști. Sunt
absolvenți de facultăți care termină jurnalismul, pot să facă practică într-o redacție, dar până la urmă își lansează propriul produs pe YouTube, respectiv ei nu s-au identificat niciodată cu o redacție. Dar fac conținut jurnalistic și îl diseminează în permanență. Ce facem cu ei? Și aici abordările sunt absolut diferite. De exemplu, Consiliul Europei tratează noțiunea de jurnalist prin prisma de jurnalism responsabil. Deci sub această noțiune cad și creatorii de conținut care, de exemplu, pot fi activiști civici. Dar dacă el periodic adună informații în interes public pentru a reflecta o problemă socială și o diseminează, o împachetează și o diseminează public, la fel cum fac jurnaliștii, și face asta sistematic în interes public, el face un jurnalism responsabil, chiar dacă nu face parte dintr-o redacție. Și cred că abordarea asta o vom include și noi în codul deontologic, ca să îi responsabilizăm pe creatorii de conținut care lucrează în interes public, fac sistematic muncă de colectare și împachetare a informației pentru diseminare publică. Până acum, Consiliul de Presă a avut plângeri în privința bloggerilor, actualilor bloggeri care au fost jurnaliști plecați din redacții, și noi am acceptat să examinăm numai pentru că acești jurnaliști, acești vloggeri, făceau în timpul respectiv, erau și partea unei redacții, adică TV. Ei aveau un produs la redacție și alt produs în YouTube. Deci, acele redacții îi validau pe ei ca jurnaliști, respectiv noi le-am cerut să respecte codul deontologic. Bine, motivele pentru care fiecare s-a dus în YouTube, asta sunt diferite. Inclusiv financiare, dar inclusiv ca să se sustragă respectării codului deontologic. Pentru că într-o redacție există control editorial, există la urma urmei penalizări pentru derapaje de la codul deontologic. Iar tu te duci în YouTube și faci ceea ce nu-ți permite codul să faci, cum ar fi să intervievezi victime ale violenței, și iar nu poți să faci asta chiar oricum. Există anumite norme pe care trebuie să le respecti. Sau poți să răspândești stereotipuri, discriminare. Deci asta se întâmplă. Și tocmai de asta, ca să fii mai liberi ei și să nu fie constrânși de niște reguli și legi, până la urmă, la TV există și codul serviciilor media audiovizuale care trebuie respectat și pentru orice derapaj ai amendă. Deci ca să se sustragă, unii se duc încolo. Nu zic de toți, dar vorbesc în cunoștință de cauză. Moldova sunt astfel de cazuri. Bun, așteptăm să vedem ce sugerează experții pentru codul deontologic, să vedem dacă putem autoreglementa cumva și această problemă. Și ultima chestiune, pe cât de veche, dar pe atât de importantă, fenomenul copy-paste. În continuare, colegi din Breaslă se plâng că o parte din conținutul lor este furat de către alte instituții pe care nu știm cum să le numim, probabil agregatoare de știri. În cod există prevederi care cumva descurajează fenomenul copy-paste, dar ar ajuta dacă ar fi mai explicite anumite prevederi în codul deontologic, astfel încât să descurajăm și mai mult acest fenomen? Ca să răspund foarte concret la această întrebare, ar trebui să fiu șefa unui agregator de știri, ca să înțeleg dacă asta mă va determina să fur în continuare conținut sau nu. Da, este o problemă într-adevăr veche și noi în fostul cod chiar am pus foarte explicit că atunci când iei o știre de undeva, indici sursa cu link activ în primul alineat. Deci dacă alineatul are două fraze, deci în prima, a doua frază trebuie să fie indicată sursa cu link activ. Ce-i drept, unele portaluri, chiar și agregatoare de știri, respectă lucrul ăsta, dar nu știu dacă e chiar eficient în condițiile în care tu oricum iei toată știrea și oamenii sunt obișnuiți să citească scurt, da? Și când tu, dintr-o investigație, de exemplu, la care s-a muncit știm noi cât, pui jumătate cel mai important, omul nu mai are răbdare să ducă să citească pe ziarul de gardă, de exemplu, sau în altă parte. Deci până acum slab a funcționat lucrul ăsta. O să ne consultăm cu colegii care produc
știri și investigații produse jurnalistice folosite de cei care fac copy-paste, să vedem dacă într-adevăr putem face ceva. Nu pot să spun de pe acum, dacă, pentru că adică până nu penalizezi cu banul pe un deținător de portal, nu prea funcționează. Să vedem în continuare. Poate într-adevăr o să punem, o să descifrăm cumva prevederea. Oricât de explicit probabil ar fi codul deontologic, dar asta nu ajută dacă nu vom avea colegi care vor înțelege că trebuie și respectat. Doamna Zaharia, vă mulțumesc pentru această discuție și așteptăm să vedem versiunea revizuită a codului deontologic. Și eu vă mulțumesc!